Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vreau să vă prezint noi membri ai familiei noastre, doi iepurași tineri și frumoși, pe care astăzi am adus în curtea noastră și care întregesc, să spunem așa, familia păsărilor din gospodăria mea. Se pare că sunt la ora mesei, este spre seară de acum. A fost o mare bucurie pentru copii, pentru că, sincer, mai mult pentru ei am luat. Sunt tineri, am înțeles că au o lună și ceva. Stai acolo cu minte! Și sperăm de acum să-i creștem frumos. Și poate pe viitor să-i și înmulțim, cine știe. Ia uitați ce frumos stau la masă. Am dat coș de pepene. Și puțină iarbă verde. Nu este lucernă, este iarbă verde. Dacă sunt printre dumneavoastră persoane care cresc iepurași, accept sfaturi cu mare drag. Cum și eu sfătuiesc în ceea ce știu să fac mai bine pe alții, la fel sunt deschis să primesc și sfaturi de la persoane care se pricep mai bine în acest domeniu, spre exemplu. Sunt foarte frumoși, drăgălași. Deocamdată sunt și blânzi. Sper să se adapteze frumos familia noastră. Văd că mănâncă, sunt bine. Au venit și puii să vadă iepurașii. Se uită puțin cam ciudat. Haide și voi să vedeți iepurașii. Hai, la tata. Aceasta este viața la țară, cu puișori, în curte, cu iepurași, cu prepelițe și cu alte orătănii care întregesc peisajul din curtea noastră. Și găinile au ieșit la păscut. Ce faci, mă, tati? Le-au pus copiii și două nume, acum le-am uitat. Sunt frumoși și drăgăstoși. Se pare că iau cina, pentru că este aproximativ ora 7 seara. Vreau să vă arăt acum puțin și păsările. Ia uitați-le cum stau aici într-un colțișor. Cred că au 3 luni și puțin, dacă nu greșesc. Ia uitați ce frumos s-a dezvoltat. S-au îmbrăcat. Acum așteaptă să fie sacrificați. El este Bobo, așa cum l-au numit copiii, cel mai țanțoș cocoș. Din păcate, cum ziceam, sunt foarte mulți cocoși. Cred că două treimi cocoși, o treime găinușe. Și se bat cam toată ziua cocoși între ei, se chiune unii pe ceilalți.
chiar chinuie și găinile. N-am ce să le fac. Îmi las puțin să se mai îngrașe și o să încep să îi tai rând pe rând. Pentru că se chinuie pe ei. Cam aceasta este gospodăria mea la ceas de seară. Uitați-l din nou pe Bobo în prim plan. Și nu pot să nu închei acest clip arătându-vi-l și pe Coco, care ne cântă la ceas de seară. Bravo, Coco! Spune bună seara! Bravo, tată! Bravo! O seară frumoasă vă doresc! Spor în gospodărie! Și să ne vedem sănătoși pe data viitoare!